games begin. I'm married to it, to me it's my everything. I sacrifice my whole life to get right. Ain't nobody ever taking me down without a fight. Bring it on, ring alarms and blow the horns. Coming with the thunder of 100 storms. But for now, remain calm, it's what I do best. To my first true love, I confess. It's for the love of the game. It's for the love of the game. Alături de mine este Xana, m-a invitat la o cafeluță, la un ceai, tu ce bei, tu bei ceai, așa că avem atât de multe de povestit, abia aștept să vă prezint și vouă, pentru că este o fată minunată și o să vedeți că o să o îndrăgiți. Este genul de persoană care spune ce are pe suflet, nu încearcă să fie altcineva decât este și persoanele astea trec dincolo de sticlă. Mulțumesc frumos și invitația, mulțumesc! Dacă să vă spun de la început că probabil telespectatorii se întreabă ce face domnișoara, dacă nu chemăm aici doar domnișoare așa care nu fac nimic sau doamne sau domn, doamna cântă și cântă foarte frumos. Cum ai început tu să faci asta? Când de fapt? Păi de cântat când de mic copil și este o pasiune de-a mea de mic copil. Cântam la baie, la bucătărie, de peste tot pe unde mă aflam. Însă, pentru public, din 2016 am avut prima concert. Din 2016 a început totul, când am cunoscut-o pe soțul meu. Și el m-a ajutat cu totul, să mă susținut, m-a sprijinit și așa am început să fac prima mea piesă. Deci, atunci... Asta înseamnă că cu ajutorul lui. Da. De ce doar atunci? N-ai avut încredere în tine? Nu a fost cine să te susțină? Nu ți-ai dorit cu adevărat? Exact. Nu pot să zic că am avut susținerea necesară pentru acest început și nu pentru că nu am avut eu încredere în mine. N-am avut curaj mai mult. Deci n-am avut curaj și el m-a ajutat, m-a susținut în orice ceea ce am făcut, orice dorință mi-am îndeplinit. Deci m-a ajutat și m-a susținut absolut în tot ce am vrut în viață să le fac. Ea a început să cânte prin casă când a gătit, așa, și el a zis stai un picuț, trebuie să facem ceva în sensul ăsta. Așa a început, da, că tot m-a auzit și în baie, când făceam baie și zice dar zice, ce voce frumoasă ai, n-ai trebuit să mergem, nu ai vrea totuși să mergem la un canto, să vezi la un profesor, da. Și ziceam că, dacă nu am mers până acum, las că nu mă duc eu nicăieri. Și totuși am luat curajul și am mers. Și uite unde am ajuns. Au trecut ceva de atunci. Piesele mele, da, încă nu am atâta piese încă să am un album, dar lucrez să am un album. Bine, între timp am și născut, am o fetiță minunată și mulțumim. Și am mai făcut și altele, mă mai ocup și full-time de salonul meu, deci am de lucru, întotdeauna apare câte ceva. Foarte bine. Și vreau să vă spun ceva. Are o fetiță, dar aici mai este ceva. Ia spune-le tu. Deci, da, așteptăm bebe 2 și nici nu știu să mă exprim în cuvinte ceea ce simt, cât de împlinită pot să fiu cu al doilea copil, pentru că mi era întotdeauna un vis și vis îndeplinit. Și sper să fie totul ok cu sarcina și să fim sănătoși și... Abia aștept să o văd. Ce frumos! Zim, cum i-ai dat vestea tăticului? Păi, când am zis la soțul meu că vine al doilea copil, a zis, ori mai veni un boțan mic. Și s-a bucurat, bineînțeles. Cine nu se bucură pentru un copil? Cine nu poate să bucură pentru un copil? Ce frumos! Însă, asta nu o va împiedica să cânte, corect? Cred că îi cânți și acum. Da, cânt și acum. Bine, cu pandemia asta un pic am...
m-am retras pentru că era necesar, deci n-am avut concerte. S-a retras toată lumea, că a vrut, că n-a vrut. Din păcate, da, și concertele pe care le-am avut programate s-au anulat, din păcate, dar din fericire câteva au și rămas, pe câteva pe care, da, care s-au putut. Și viața mea nu se oprește doar aici. Am emisiuni, umblu la emisiuni, la televizor, fac pentru televiziune ungurească în, la TV2, la... Deci cam până acum pot să zic că cam 6 emisiuni am fost, 6 emisiuni diferite în Ungaria și am drepturi de autor la Artisius în Ungaria. Deci pot să zic că nu, dacă nu... curge picură. Așa este, așa a fost pentru toată lumea, de fapt. Exact. Și când, ești la fel ca și ceilalți, nu mai simți atât de tare greul, să spun. Când ai probleme personale care sunt doar ale tale, atunci da. Dar când suferi pentru ceva pentru ce suferă toată lumea, da, e mai ușor. Și pentru mine nu neapărat a fost vorba pentru muzica să fac bani, pentru că investesc și am investit foarte mult în muzică, însă nu pot să zic că am câștigat banii aia înapoi. Dar nu-mi pare rău deloc, pentru că este un hobby de-a mea pe care de mic copil... pur și simplu nu, nu pot să zic că când zilnic în microfon sau exersez nu știu cât, pentru că nu, aș minți dacă aș spune că zilnic cânt ore întregi, dar cânt în mașină și când conduc se uită lumea la mine, poate că ăsta nu-i normal la cap sau mai fac și figuri. Deci mă simt bine și vreau să fiu eu, nu vreau să... nu pot să fiu altceva decât cine sunt. Din păcate, poate că sunt uneori neorganizate, recunosc că aș putea să fiu și mai mult... cu mai multă atenție la organizare ca să mă organizez, pentru că timp aș avea, dar na, și cu lângă copil am ajutor și acasă, am și bonă, am și tanti la curățenie, dar parcă totuși nu mi-ajunge timp pentru tot. Tot timpul apare câte ceva, tot timpul trebuie cumpărat ceva, tot timpul trebuie făcut ceva, tot timpul trebuie plătit ceva și tot așa mai departe și, din păcate, na, viața merge mai... merge înainte, întotdeauna. Trebuie să fim cu optimist, trebuie să fim optimiști, practic să fim lejeri și să ne gândim că totul va fi bine. Totul va fi bine, că Dumnezeu le aranjează toate așa cum trebuie. Degeaba ne facem noi planuri și vrem să... că ele așa de frumos se așează cum trebuie. Ca și cu bebe. Totul se pune. A fost o surpriză, nu vă așteptați. Păi nu am așteptat din momentul în care credeam că nu am cum. Însă și aia a fost o neînțelegere, pentru că practic, na, mi-a zis doctorița că poți... că, practic nici nu știam că pot să rămân. Păi, ți s-a spus că nu mai ai șanse să ai copii. Nu o zic 100% că nu pot să am șansă, dar șansă puține, pentru că am avut niște probleme pe care până la urmă s-au rezolvat, din fericire. Și mă bucur că totuși așa mă aflu însărcinată. Și spune că și la fetiță ai rămas destul de greu. Da, cam 2 ani, pot să zic că am tot încercat și am umblat la medii și, bineînțeles, soțul meu m-a susținut și mă duc și făceam și tot eram necăjită că, uite, nu vine bebe și nu pot să fac niciun copil și eram tare necăjită. Și a zis, liniștește-te că totul va fi bine și o să vezi că o să avem. Și am zis, da, dar când? Și că aveam 30 de ani, încă nu eram îndeplinit, adică încă nu am, da... Și am avut surprindere de că am rămas însărcinată. Problema a fost tiroida. Cu tiroida am avut problemă până la urmă. Știi că este important să vorbim despre asta, pentru că foarte multe femei trec prin asta. Este ceva ce se întâmplă. Da. Și este un mesaj de la mine chiar pentru doamne care au problemă cu tiroida, pentru că eu nu am știut și 2 ani de zile am stat și n-am știut care e problema. Pentru că la toți medici zic că nu pot rămâne. Dar pentru ce? Și o prietenă de-a mea tot mi-o zis, zice, tu l-ai făcut niște analize pentru, bine, pentru tiroidă. Eu nu aveam experiență, nu știam care e problemă sau ce investigație aș mai putea face. Deci nu am făcut nicio investigație în sensul ăsta, că n-am avut și la primul copil, nu te gândești așa că, da, acum mai am și eu experiență, că știi ce ai de făcut, analizele tăcă-i-tăcă. Și practic nu am știut ce am de făcut atunci și m-am dus frumos și zic, hai că facem. Și a zis doctorul, am mers în Ungaria la un clinică privată și a zis că dacă e problema cu tiroida, cam în 2 luni se poate regla. Așa și a fost. Ce frumos!
după 2 luni am și rămas însărcinată. Exact cum a spus el. Așadar, este important că ai descoperit problema și uite că până la urmă se întâmplă și minuni. Și acum a venit al doilea, după cum a spus, ea nu se aștepta. Da, așa este. Și aștept cu mare drag, abia aștept să o țin în brațe. Să-l ții, să o ții, să vedem ce o să fie băiețel, fetiță. Ce a vrut ea să spună mai devreme este că există o speranță pentru toată lumea, că lucrurile se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple și că este important să identificăm problema, că tot este o problemă când... Exact, cât se poate de mult, dar trebuie să și să te gândești și să citești și să vezi practic ce ar fi problema și unde să găsești problema, să găsești și o soluție, scuze-mă. Da. Fetița ta cântă? Da, și ce place! Da? De fiecare dată, dacă mă vede cântând, sau are și ea microfonul ei, bineînțeles, tare mult îi place și cântă și dansează și eu zis, mama, eu să fiu un televizor, eu să ajung în Dubai. Atâta tot îmi vorbește așa drăguță și așa de, nu, nici nu știu să zic, deci are o memorie de nota 10, nota 11, foarte bine se da, și reține repede și e foarte cu minte în genul ei, așa, în general, per general. Și activă, dar atâta de frumoasă și atâta de deșteaptă și, nu știu, pentru mine ea este cel mai perfect din lume. Corect, pentru fiecare părinte copilul lui este perfect. Ce muzică abordezi tu? Ce stil de muzică? Muzica pop, deci muzica pop cânt, pentru că asta îmi place și asta mi-a plăcut mereu, însă de ascultat ascult și muzică uneori chiar rock sau muzică lente sau chiar jazz, dar în inima mea e pop. Deci asta îmi place mie, să cânt pop, muzică pop. Ai o melodie preferată a ta? Da, să știi că da. Am o piesă lentă care îmi place foarte mult. Se numește Erinch McBoldogshag, Atinge-mă fericirea. Kérlek, bújj hozzám, érincs meg még, még, még. Ez most őrült vágyra hív, elveszünk benne mindketten, érzelmekben, csendben, szárnyalva suttog nekünk a szél, s csak rólunk mesél. Cel mai mult îmi place Tu și eu în mijlocul lumii. Bun, să înțeleg că tu cânti și în română și în maghiară, sau? Nu, cânt doar pe maghiară, dar cred că m-aș descurca și pe limba română, că exersez și pe română, știu și piese pe română și cred că m-aș descurca, nu ar fi o problemă. Și pe engleză pot cânta, deci nu e o problemă. Chiar și la concertul pe care am avut în Grădina Romei, m-am descurcat și cu piesele. Am și piese pe engleză pe care le am cover acasă și le cânt și la evenimente, de exemplu, sau la festivaluri sau concerte. De-a lungul timpului ți-ai auzit cuvinte urâte? Urâte în ce sens? Să vorbească lumea, să bârfiască. Sincer... Au ajuns la urechile tale. Da, am auzit câteva, dar nu mă... Știi că... Nu. Știi care, cum sunt eu cu bârfele sau cu vorbele urâte sau, mă rog, cum? Eu cred că fiecare om vorbește și se comportă cât poate. Și vorbește cât poate ea, cât creier sau ei sau, mă rog,
poate zic în plural sau scuză-mă. Deci eu cred că totuși fiecare om vorbește... vorbește despre el când vorbește de rău. Posibil. Sau dacă nu ești așa îndeplinit de viața ta sau nu ești fericit în totalitate, bineînțeles că cauți în viața altora probleme. Dar pe mine nu mă afectează cu nimica. Niciodată nu am fost persoană care să dau doi bani pentru vorbele urâte sau dacă m-au invidiat careva sau... Pentru că nu știe nimeni prin ce am trecut, câte greutăți am avut, că am avut și eu prin viață, bineînțeles, și am trecut cu, ca și orice om, prin greutăți. Și n-am avut numai viața roșie și cum cred unii. Exact. Dar nu mă pot nici plânge. Când, per general, pot să zic că sunt o persoană norocoasă. Deci, niciodată nu m-a lovit. Bineînțeles că nu-ți pică bine, dar asta e, n-ai ce face. Trebuie să treci peste, că oamenii așa îs și o să vorbească până ce și bine dacă vorbește. Că dacă nu vorbește, e problemă. Eu așa zic, nu? Așa deci, nu mă ocupă. Nu mă ocup timp. Nu fac timp pentru așa ceva. Am eu timp destul pentru ceea ce trebuie, pentru viața mea personală, pentru soțul meu, pentru fetița mea, pentru casa mea, pentru salonul meu, pentru următoarea bebe și nu mai am eu niciun timp pentru altceva. Cum te manifesti când ești nervoasă? Urlu. Urlu. Din păcate urlu. Nu fac nimic altceva decât urlu, mă duc în cameră sau mă rog unde mă aflu, urlu un pic și revin. Deci am prietene care își bag cu oală în pe mâna sau nu știu, alte prostii fac, dar fiecare se manifestă altfel. Din păcate, eu urlu. Na. Asta e defectul meu. Ce îți place să gătești? Îmi place să gătesc. Îmi place foarte mult să gătesc, dar nu știu, îmi place și să gătesc carne, îmi place și să gătesc și chiar un spanac sau mazăre scăzută sau... Îmi place să gătesc mai mult tradițional. Însă soțul meu îi mai mult place tradițional, însemnând cum mâncam la bunici. Cu un pic de tocăniță, puțin ulei, etc. El place mai mult să mâncăm sănătos. Și știi cum e? Dacă eu mănânc, de exemplu, așa și mă dau după el, atunci, practic, mănânc și eu cum mănâncă el, sănătos, sau mănâncă și el cum fac eu mâncare și mănâncă de câte ori, de câteva ori și el așa cum fac eu mâncare, dar cred că așa e cel mai bine, ca să nu fie nici exagerat, dar nici... Îmi place să gătesc și gătesc aproape zilnic, îmi place să gătesc să fie proaspăt mâncarea, să avem și supică și felul doi, bineînțeles, prăjitură și chestii din asta nu le fac, pentru că... Nu, oricum, și dacă mâncăm foarte rar și decât să le fac și să fie acolo și tot să mergem pe ele și să ne îngrășăm și să... Că noi nu mi se pare sănătos, mai bine nu. Le cumpăr, de obicei am pe cineva care face acasă și din când în când, când mai avem poftă, mai cumpăr și le comand, mă rog. Spune-mi, te rog, de numele de scenă, Xana. Da. De unde, cum, cine? Da, întrebare bună. Păi, numele de scenă Xana vine de la fetița mea, de la Roxana. Cum vroiam mereu să am o bucățică din ea în mine și să port o bucățică din ea, am decis să fie numele meu de scenă Xana. Și bineînțeles cu apostrof. Deci am tăiat două litere și a rămas doar Xana. Ce frumos! Da. Dacă ai trece așa peste graniță, ai putea să spui Roxana de la România, Roxana. Exact, dar separat Ro și Xana. Că de fapt totuși să-ți măreancă. Am fost și în Ungaria, deci îți spun sincer că am fost și acolo și am avut și am emisiuni și o să mai fie, numai cu pandemia asta un pic. Na, și aia s-a mai amânat și... Oamenii după pandemie sunt mai buni sau mai răi? Sincer... După pandemie, suntem în pandemie. Eu cum văd, părerea mea, din păcate, cred că majoritatea dintre oameni nu s-a schimbat. Pentru că, nu știu, din cum văd eu, nu știu,
mie nu mi se pare că s-a schimbat oamenii să aprecieze mai mult, să se bucură mai mult, să... Nu știu. Adică n-am învățat nimic din pandemia asta, vrei să spui? Nu neapărat. Acum, experiența mea și propria mea opinie este că nu am învățat cât ar fi trebuit. Pentru că nu știm, din păcate, să ne bucurăm de soare, nu știm să ne bucurăm de o cafea bună, un ceai bun, să savurăm viață. Și când conduci, deja îți dai seama că oamenii tot agitați, tot te înjură, tot te, nu știu, de parcă nu-s mulțumiți ei cu, nu știu. Și stai și te gândești și zici, deci pe mine, sincer, nu mă deranjează, pentru că nici nu dau importanță. E nervos. Da, și asta are o zi mai nașa. Totuși, ți-ar pica mai bine dacă ar zâmbi, nu? Dar, din păcate, nu se întâmplă așa ceva. Foarte rar să fie cineva așa, chiar drăguță, chiar dacă, ce știu, nu știu, face o greșeală sau ceva. Nu, lasă că se mai întâmplă sau... Nu. Suntem foarte agitați, foarte grăbiți. Da. Chiar și la un magazin, dacă îți oferă o doamnă un zâmbet fals, că n-are cum să zâmbească sincer la toată lumea, chiar și zâmbetul acela fals e mai bine decât... Ar fi mai bine, dar... Poate într-un fel, decât să se prefacă cineva, eu zic mai bine să fie cum îi. Dacă așa îi, așa îi și trebuie să accept. Asta e, nu avem ce face. Fiecare cât poate, eu așa zic. Draga mea, îți mulțumesc tare frumos că ți-ai deschis sufletul în fața mea, în fața telespectatorilor. Abia aștept să mai facem un interviu, să vedem, îl facem cu burtica mare, îl facem cu bebe. Și eu mulțumesc frumos pentru invitație, mă bucur că ați venit și aștept. Trebuie să se nască. Va fi ori berbec, ori taur. Nu zic luna. Va fi surpriză. Și eu mulțumesc frumos. Super.
hogy a vágyak valóra váljanak, és csak lessük, lessük, lessük az árnyakat.